Cu riscul de a-și pierde viața și mai ales libertatea, aceștia urcă pe vagoane de unde lopătează cărbunii, în timp ce garnitura de tren primește o altă locomotivă. Societatea de închideri de mine are acum o nouă strategie menită să oprească furtul. Ne-am pregătit, toate sucursalele și-au luat măsurile pentru sezonul rece, s-au montat sisteme de iluminat mai moderne, s-au făcut defrișeri pe perimetrele incintelor unităților miniere. Avem o pază care în ultima perioadă chiar nu ne-a făcut probleme, n-am avut niciun incident major în cele trei sucursale în ultima perioadă. Sperăm ca în sezonul rece să nu avem probleme legate de furturi din incinta unităților miniere. Zonele în care hoții atacă garniturile de tren sunt la Iscroni, pe teritoriul orașului Aninoasa, în apropierea Barăcilor, la Paroșeni și chiar Vulcan. Hoții sunt acum însă supravegheați și de alte structuri. Totdeauna am avut colaborări cu jandarmii, cu polițiile locale și de fiecare dată, de cele mai multe ori, când este o mică perioadă de inactivitate, se întâmplă aceste furturi, atunci colaborăm, ne luăm toate măsurile de precauție și zicem noi că o să facem cu față acestor cereri. După o perioadă de acalmie în vară, hoții ar putea să revină în forță pentru că acum au cui să vândă cărbunii. Din păcate însă este mereu o luptă inegală între forțele de ordine și oamenii săraci, care se aleg cu sute de amenzi, uneori cu pușcăria pentru furt sau chiar își riscă viața.